Am revenit, prieten, pe al meu, care a rămas mă duna fără baterie. Ce ai trimis, mamă, lui Lumina? Te luți un curcan. Te râs, ce curcan întreg? Păi și cum vrei, jumate? Da. Îi trimit 5 de vin. Să bea măgarul. Vinul, nu Lumina, cu iar. Așa. Așa. Astea cu măgarul. Păi ce vorbesc de fată? Nu mai, mamă, Ion. Ion, Ion. Nu mai. Așa, vorbim de... De rânză, îi trebuie și rânză. Îi punem un... Taie rânză de Paște. Păi ce are? Păi și tu pui una pe masă, să, dă, să vadă lumea, vecinii. Cum? Nu punem rânză. Nu? Cum ziceți? Eu dăm ei, în loc să o punem noi pe masă. Păi carne de sarmale, șoric. Vrea să facă și sarmale? Păi, mă, Dănuț, cum? Na? Păi cum să nu facă sarmale? Mm. Păi nu e și la ea par, dar asta e că ea... Mai a avut un Paște. E șmecheră, vezi, face doi Paști. E catolică, da. Două Paști. Eu am spus să mă țină și pe mine taică tău acolo, dar n-a avut. Dai, de acolo. Da. Și ce are și nevoie? Cozonaci, prăjituri. Las că eu cumpăr de magazin acolo. Ai trimite de casă? Păi n-ai văzut oamenii. Cine se mai aduce în ziua de Paști cu transport? Știi ce n-a făcut rost de ouă? Deci dacă aveți wow. Să ne de ouă. Ai văzut TikTok-ul ăla? Mănânc două ouă. Îi trimis și două ouă. Curcan. Ce să-i trimis și eu? Așa e când eu fac... Oameni buni, mama face gen un cover, parodie, pentru că am văzut în toate comentariile voastre înainte cu, în urmă cu, da, covor, în urmă cu o lună jumate, toți o înjurați pe Lumina și o criticați și acum toți pe noi sunteți călare gen, vai că de ce nu țineți cu Lumina, vai că are dreptate, vai că bine făcut, vai că nu știu ce. Bine, acum după spusele ei, îți dai seama. Păi normal, da. Și acum spunem și noi că îi trimitem. Da. Ca să prietenii. Vă facem pe plac, oameni buni. Da, cum ziceți, prietenii, așa fac. Da. Cum cântați, așa joc. Nu mai să nu mai mă înjurați. Da. Nu înjurăm. Și după Paști mă duc să mă fac Gigea. Da. Să nu... Hai, Gigea, de aici, că nu e treaba mea. Păi făza Gigea. Nu e treaba lui, dar el vine singur și păi face. Păi când văd că avea, vă mișcați. Păi da, așa trebuie, cu grijă, ca să nu rupem... Da, câte un stres, tragem câte o pană. Dai, dai, repede, terminați. Da, gata. Ce te grăbești, Paștii? Mai are și altă treabă. Nu mai avem. Ia, bubule, cam mai început să dai comenzi de oriunde. Gata, Lumina, îți trimitem pachet. Treaba, mută-te la alta. A, nu suntem aici la... Să rămână curcanul plin de ciun. E, bubule, așa faci tu, dai o fugă până la Severin, vin apoi. Îți vom curcan, ideea am vrut, n-aveam răbdare să văd cât de bun sunt ea. Da, cu le mâncă și așa. Sunt plin, nu-i de ce cam... N-are piept. E cam mare, lasă piept. E cam mic. Păi Bio, nu-ți place ție merge, Bio? Ia, ăsta. Mai luați altul. Lasă că merg, unde doi puterea crește. Da. Mai, mai trebuie unul. Nu mai trebuie unul. Unul pentru Alex. Iar ai spus. Da, spun, nu mai spun, dar nu are. Păi ai zis că pentru Lumina. Lasă pe Lumina, că Lumina așa de acolo. Șade. Ce răutate! Nu răutate, n-ai... Cine mai se mai duce cu transporte acum? Dănuț! Da! Cine se duce? Rămân și eu acolo cu ea. Nu mai ajunge acum, mai sunt două zile până la Paște. Cu avionul! Nu mai merge cu avionul, nu mai minți. E adevărul, lasă. Pentru Alex, le trebuie și lor acolo. Pentru Alex, prieten, luăm un curcan. Curcan, o spetie de aia la cuptor, de porc. Iar grăsime, da, aia, da, care râde lumea de mine. O, da, aia, o coastă, da, aia, cum bag eu o coastă, bagă și Alex, un jambon de la cu tot. Are jambonul meu așa, picior cu totul, ca să taie are și... Are picior, păi fuge picior. Piciorul de la porc cu ce jambon. Nu zice acum că le-ai dat oase acum. Piciorul nu oase, lasă că nu știe lumea ce, cum e ta la noi tradiția. Așa se frige la noi la cuptor. 4-5 coaste de alea așa pe lung cu șoricul ăla se bagă la tavă, dar în fine. Deci bucata aia se putea se bagă la tavă așa în cuptor cu totul. Are și șoric, are și coasta, are de toate și se taie, are musculețul ăla pe parte, dar... În fine, știu eu ce dau la nepoții mei, că nepoții mei au la mine un curcan, fript, tot, îi le dau, dar nu fript, că așa e bine să fac acolo la... Pe cum mai mult iubește prietenii ăia rău.
decât noi nepoțe. Mâine să mergem la cumpărături. Ne mai trebuie un curcan, ne mai trebuie multe. Multe ne mai trebuie și miel. Și miel. Uite, miel am uitat, vezi? A, trebuie miel și uite, pentru noi și luăm câte jumate. Ce? Da, luați unul și împărțiți. Uite, le luăm și jumătate miel. Normal, mielul și cozonacul e de pace. Păi normal. Și ouăle. Și porc. Lasă că le luăm noi. Cozonac cu mielul și ouă. Păi le da? Frigem noi jumătate de miel acolo, un miel și gata. Știți, prieteni? Înțelegeți? Acesta curcan. Înțelegeți? Mi-ai mâncat sufletul. Să vă abonați, prieteni, la neamul Gogolan. Nu, atunci nu pot să promit. Mâncai aș gura lui. Op, op. Opa. Nu. Opa. Zice el. Opa. Nu, mă, vrea să zică cum zice. Dau. Ai îndrăgostit de Gologan. Mă, nu, fata, nu vorbi prostii. De Vandal. Eu zic să spun cum spune el mâncașa. Mâncai aș gurița ei, gâmpeana mea. Uite, nu mi-a poate dar. Și să stai lui. Gogomane. Gogomane, scuză-mă, n-am vrut să-i spun. A, te mai scuză. Doamne. E, dacă tu ai zis așa, Vandame, caută-mi și mie acolo o indiancă de acolo. Ia din Anglia. Din Anglia, o indiancă vreau. Caută-mi și... Vezi cum greșește omul. Vedeți, prieteni, cum mai greșește omul cu gura. Oh, Doamne. Și cum vrei să fii îmbrăcată, mădână de Paști? Ia, la roșu. Așa. Nu, ai văzut-o pe aia, pe... De unde mi-a costumul. De asta, ai văzut cum arată? Tot așa îmbrăcată în costum. Vrei să mă urmă Alexandra Dobre? Da. Ce, să-i dai pantaloni acum? Da, mamă. E o firmă în București, care face peste tot, e cea mai bun... Dar mă duc în Anglia cu pantaloni. Fac experimente, mamă, se duc în Italia, peste tot. Experimente, expoziții. Expoziție. Cea mai tare din București. Un costum e 50 de milioane, mamă. Dar merită toți bani. Mamă, pregătește. Măcar atât să-mi iau și eu. Mi-ai filmez 2-3 subiecte cu lumină și l-am luat. Mi-a venit un nod în gât. Mi-ai filmez 2-3 subiecte și l-am luat. Pe 50 cu 50 al meu 100. Da. Îți dai seama dacă pe două costume iau deja 2000 de euro. Doamne. Poți cum trebuie. Calitate. Deci, lumina, îți pregătim pachetul. Da, îl primești după Paște. Nu mai ajunge. A, te-a rămâre pe ei. Meca de ei, tu rom să-am. Căraptul cu cozonoc. Checo. Gata, curcanul meu. Frumos, s-a aranjat. Agologane, Vandan. Ia, cum sunt? N-ai mâncat lumina, n-ai băgat în pământ lumina. Ha? Ha, lumină. Mă duc, cum era aia? Mă duc să aprind luminile. Cum face el? Dă cu mâna. Dar cum face după Dănuț? Ai văzut cum stă el cu ochii mei așa și vorbește? Ha, lumină. Dă cu una pe frunte. Ha, lumină, mă, mânca lumină. Mă bagi în pământ, lumină, tată, mă. Da, serios? Dar cine l-a supărat de el, zicea? Da. Mă duc să aprind farurile, iar din nou. Gata, mamă, unde e arzătorul? L-ai făcut, l-ai curățat bine? Da. Nu vezi, nu mai are niciun ciung. Bine că n-are ciung din aia nică. Că nu mai e mânca mix. Adică nu trebuie să-i... Păi nu, nu! Stai să dăm cu penele, acolo v-aș ca o țigănă. Și ce vrei să schimbi? Păi vei da, pune el și tu, fă-i și tu în rândul lumii. În rândul lumii? Păi da. Mă spăla să-mi și eu în rândul lumii. Fă-i păi și tu treabă, că eu fac uite. Fac! Bucheie de bucălie. Și unde era? Pe bucheie. Ia uite-te acolo sus, 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 sus. Ia. Nu, aș pierdut-o. N-are cum, acolo e pusă. Ia vezi acolo, mădălină. Unde a pus-o, Nea Mișu, dă? Nea Mișulică știe. Nea Mișulică. Să nu cade. Zi, mădălină. Da. Mai zi aici ceva, ce planuri ai de Paști? Ia costum pe manivelă. Ia mănânc și dor. Ce mă fac eu, că spun pe vlogul meu, acum fac vlog. Așa. Nu știu dacă pot să beau de Paști, dacă pot să mă mănânc. Te ajută ăsta.
lucrat durerea de bord. Am lucrat durerea de bord. Lumina e vină. Lumina a mai băgat durerea de stomac în mine. Dar acum durerea de stomac. A băgat durerea de veceu pe mine. A băgat durerea numai pe veceu ăsta, lumina. Lumina nu poate să meargă și el niciunde. Da. De stomac. Asta a fost, prieten, vlogul meu de azi, scurt și la subiect. Direct. Da. Te pupăm, Lumina, să fii cu minte acolo unde ești. Acum să vezi că ce-i jură. Da, păi asta și vreau.